Imaginați-vă un scenariu în care nu doar că reușiți să controlați diabetul, dar aveți puterea să inversați efectele sale asupra corpului dumneavoastră. Există strategii simple, accesibile oricui, care pot reduce drastic inflamația, proteja nervii și vasele de sânge și ajuta la menținerea unui nivel echilibrat al zahărului din sânge. Toate acestea doar având acces la informații și descoperiri în domeniul diabetului, care combină diete revoluționare, suplimente inovative și metode de tratament care ar putea schimba viața în bine. Rămâneți alături de mine până la final pentru a descoperi un medicament modern de-a dreptul minunat care nu doar că poate transforma mondul de gestionare a diabetului, dar și ajută la pierderea kilogramelor în plus. În episodul de astăzi nu doar vom învăța cum să gestionăm diabetul, dar vă voi arăta și cum puteți să preluați controlul complet asupra sănătății voastre prin metode testate și eficiente. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă spun bun venit pe canalul meu. Aici veți găsi informații valoroase care vă pot îmbunătăți considerabil calitatea vieții. Așadar, nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu postări viitoare și pentru a descoperi mai multe modalități de a vă transforma viața în bine. Diabetul este o afecțiune metabolică caracterizată prin niveluri crescute de glucoză în sânge, cauzate fie de o producție insuficientă de insulină, fie de incapacitatea organismului de a utiliza eficient insulina. Diabetul de tip 1 este o boală autoimună în care sistemul imunitar atacă celulele beta producătoare de insulină din pancreas. Deși se dezvoltă cu precădere la copii, adolescenți și tineri adulți, această formă de diabet poate apărea la orice vârstă. În cazul diabetului de tip 1, organismul produce foarte puțină insulină sau deloc, ceea ce impune administrarea zilnică de injecții cu insulină sau utilizarea unei pompe de insulină. De asemenea, nivelurile de zahăr din sânge trebuie monitorizate în mod constant pentru a preveni complicațiile. Diabetul de tip 2, pe de altă parte, este în principal o consecință a rezistenței la insulină și este cauzat de obicei de o combinație de factori genetici și alegeri nesănătoase ale stilului de viață, cum ar fi o dietă dezechilibrată și lipsa activităților fizice. Rezistența la insulină apare atunci când celulele din corp nu mai răspund corespunzător la insulină, ceea ce determină o creștere a nivelului de glucoză din sânge. Pentru a compensa, pancreasul este nevoit să producă din ce în ce mai multă insulină. În timp, această supra-solicitare poate duce la disfuncțiile pancreasului și în cele din urmă la diabetul de tip 2. Este important de menționat că diabetul de tip 2 nu afectează exclusiv persoanele supraponderale sau obeze, cum se credea adesea. De fapt, această afecțiune poate apărea la orice persoană, indiferent de greutate. Deși apare mai frecvent la adulții cu vârste peste 45 de ani, diabetul de tip 2 este tot mai des întâlnit la persoanele tinere, inclusiv copii, adolescenți și tineri adulți. În acest tip de diabet, organismul continuă să producă insulină, dar celulele devin rezistente la acțiunea acesteia. Partea pozitivă este că diabetul de tip 2 poate fi gestionat și, în unele cazuri, chiar reversat prin schimbări ale stilului de viață, cum ar fi adoptarea unei diete sănătoase, practicarea regulată a exercițiilor fizice, administrarea de medicamente orale sau, dacă este necesar, terapia cu insulină. Mai mult, această formă de diabet poate fi prevenită sau întârziată printr-o alimentație echilibrată, prin menținerea unei greutăți sănătoase și a unui stil de viață activ. Diabetul și rezistența la insulină pot avea consecințe grave asupra sănătății, afectând mai multe sisteme ale corpului. Printre complicațiile majore se numără problemele cardiovasculare cauzate de deteriorarea vaselor de sânge din cauza nivelurilor ridicate de glucoză în mod constant, ceea ce crește riscul de hipertensiune, atac de cord și accidente vasculare cerebrale. De asemenea, neuropatia diabetică reprezintă o complicație frecventă caracterizată prin leziuni nervoase provocate de o glicemie cronică. Aceste leziuni pot duce la pierderea sensibilității, în special la nivelul picioarelor, ceea ce crește riscul de ulcerații și amputări. Nefropatia diabetică este o altă consecință severă, afectează rinichii, putând evolua până la insuficiență renală, care necesită dializă sau transplant. În același timp, diabetul poate provoca retinopatie, deteriorând vasele mici din ochi și conducând la pierderea vederii sau chiar la orbire. Pe lângă acestea, diabetul slăbește sistemul imunitar,
crescând semnificativ riscul de infecții bacteriene și fungice. Nu în ultimul rând, glicozilarea proteică, un proces indus de excesul de glucoză, duce la rigidizarea țesuturilor, favorizând îmbătrânirea accelerată. Gestionarea diabetului și a rezistenței la insulină poate fi eficient susținută prin soluții naturale, printre care dieta ketogenică ocupă un loc central. Această dietă, bazată pe reducerea carbohidraților și creșterea aportului de grăsimi sănătoase, s-a dovedit a fi extrem de eficientă în stabilizarea glicemiei și în inversarea diabetului de tip 2. Cercetările indică o rată de inversare de 60% pentru persoanele care urmează dieta ketogenică timp de un an, iar 94% dintre cei care utilizează insulină reușesc să reducă sau să elimine necesitatea acesteia după adoptarea acestei abordări alimentare. Dieta ketogenică stimulează organismul să utilizeze grăsimile ca sursă principală de energie, ceea ce determină scăderea nivelului de zahăr din sânge, reducerea rezistenței la insulină și pierderea în greutate. Pe măsură ce corpul arde grăsimi, produce cetone, ketoni, care oferă o sursă de energie stabilă și ajută la reducerea inflamației, contribuind astfel la o sănătate metabolică optimă. Această strategie nutrițională se dovedește a fi una dintre cele mai eficiente soluții naturale pentru gestionarea diabetului și ca să reducă greutatea corporală, stabilind glicemia și îmbunătățind semnificativ sensibilitatea la insulină. Alimente precum avocado, peștele gras, pești cum ar fi somon sau mackerel, nucile, semințele și uleiurile sănătoase cum ar fi cel de măsline sau cel de cocos, uleiul de avocado sau uleiul de sâmbur de impresați la rece, sunt excelente și sunt esențiale într-o dietă ketogenică. Totuși, la fel de important este reducerea carbohidraților din alimentație. Acest lucru implică evitarea tuturor alimentelor bogate în carbohidrați, precum pâinea, orezul, cartofii, făina și produsele pe bază de făină, de exemplu pastele, laptele, zahărul, mierea, fructele dulci, precum banane, struguri, mere, în special merele dulci, portocale, fructe uscate și sucurile din fructe care sunt adevărate bombe de carbohidrați. Pentru a afla mai multe despre dieta ketogenică, vă invit să urmăriți videoclipul pe care l-am realizat în trecut, unde am detaliat toate aspectele acestei diete remarcabile. Adoptarea dietei keto reduce rapid inflamația din organism, fiind adaptabilă pentru vegani, cât și pentru cei care consumă proteine animale, în funcție de preferințe. Impactul său pozitiv asupra diabetului de tip 2 este de-a dreptul impresionant, contribuind la stabilitatea glicemiei și la îmbunătățirea sănătății metabolice. O altă metodă extrem de eficientă în combaterea diabetului de tip 2 este postul intermitent. Tehnici precum metoda 16-8 implică perioade de 16 ore în care nu se consumă alimente cu excepția apei, urmate de o masă, iar apoi urmată de o altă pauză de 8 ore în care nu se consumă nimic în afară de apă. De exemplu, prima masă din zi poate fi la ora 10 dimineața, iar apoi nu se mai consumă absolut nimic în afară de apă până la 6 seara, doar alimente preferabil din categoria keto. Postul intermitent sprijină funcția pancreatică, reduce nivelul de insulină și stimulează regenerarea celulară, oferind beneficii considerabile în gestionarea diabetului. Un alt instrument util pentru prevenirea sau gestionarea diabetului este food hacking, o abordare care implică ordinea corectă a consumului alimentelor. O prioritate ar trebui să fie creșterea aportului de fibre, deoarece acestea joacă un rol esențial în stabilizarea glicemiei. Fibrele încetinesc considerabil absorbția zahărului și reduc spike-urile, vârfurile de glucoză, contribuind astfel la menținerea unui nivel optim al zahărului în sânge. Prin combinarea dietei keto cu postul intermitent și al unor obiceiuri alimentare corecte, impactul diabetului poate fi redus semnificativ, iar sănătatea generală poate fi considerabil îmbunătățită. Este important să începem mesele cu legume, proteine și grăsimi sănătoase, iar carbohidrații să fie consumați mai târziu în cadrul mesei. Acest lucru ajută la reducerea impactului carbohidraților asupra nivelului de zahăr din sânge. Dacă însă începem cu alimente bogate în carbohidrați, precum o felie de pâine sau cartofi, orez sau supă de tăiței, și adăugăm
eventual și un suc dulce, fie din comerț, fie cu zahăr adăugat sau fie natural, plin de fructoză, acest zahăr va fi absorbit rapid în sânge, provocând o creștere bruscă a glicemiei. În schimb, dacă începem cu fibre, grăsimi sănătoase și proteine, carbohidrații consumați ulterior vor fi absorbiți mult mai lent, evitând astfel o creștere rapidă a insulinei. Este important să avem o dietă bogată în nutrienți esențiali care să includă legume fără amidon, proteine slabe și grăsimi sănătoase. Aceasta combate inflamația și susține sănătatea metabolică. De asemenea, trebuie să evităm alimentele procesate, zahărurile rafinate și băuturile dulci și somnul de calitate este esențial pentru gestionarea nivelului de zahăr din sânge și pentru sănătatea metabolică. În plus, controlul stresului este crucial. Rugăciunea și tehnici precum respirația profundă ajută la reducerea cortizolului, hormon pe care îl cunoașteți cu toții ca fiind hormonul stresului, un hormon care agravează rezistența la insulină și totodată este un hormon important care ajută la menținerea nivelului de zahăr din sânge în limitele normale. Activitatea fizică regulată, cum ar fi exerciții aerobice sau antrenamente de forță, sporesc sensibilitatea la insulină prin creșterea utilizării glucozei de către mușchi. Suplimente precum benfotiamina, care protejează nervii și previne complicațiile diabetice, acidul alfa-lipoic, care reduce inflamația și stresul oxidativ, magneziul, care îmbunătățește sensibilitatea la insulină, cromul, care ajută la reglarea glicemiei, sunt de asemenea utile în gestionarea diabetului. Reducerea aportului de carbohidrați, a aportului de zahăr, este esențială pentru prevenirea glicozilării și a efectelor sale dăunătoare asupra sănătății. Astfel, prin adoptarea unei diete echilibrate, prin gestionarea stresului, activitate fizică regulată și suplimente benefice, diabetul poate fi gestionat suficient și riscurile asociate cu acestea pot să fie reduse semnificativ. Vitamina B3 sau niacina, aceasta poate ajuta la reducerea nivelurilor de colesterol și la îmbunătățirea circulației sanguine, fiind benefică pentru sănătatea vasculară. O altă vitamină este vitamina B12, mai precis forma metilcobalamină, care este esențială pentru funcția nervoasă. Vitamina B12 sprijină sănătatea nervilor și ajută la prevenirea leziunilor nervoase, un efect comun în diabet, precum neuropatia diabetică. Acidul alfa-lipoic este un puternic antioxidant care ajută la reducerea inflamației și a stresului oxidativ, susținând sănătatea nervilor și protejând împotriva complicațiilor diabetice. Acizii grași de tip omega-3 reduc inflamația, îmbunătățesc sensibilitatea la insulină, iar sursele excelente de omega-3 includ uleiul de pește, uleiul de in presat la rece, care pot sprijini și pot să gestioneze diabetul și sănătatea cardiovasculară. Scorțișoara, probioticele, aloe vera, berberin, vitamina D și vitamina C sunt de asemenea importante ca suplimente pentru cei ce au diabet. Iar acum, în ultimul rând, dar nu cel mai puțin important, este medicamentul de care v-am amintit la început, un medicament de-a dreptul excepțional, și anume semaglutida, care este un medicament utilizat cu succes pentru a trata diabetul de tip 2 și pentru a gestiona greutatea. Acesta este un antagonist al receptorilor GLP-1, motiv pentru care acesta imită acțiunea hormonului GLP-1. Acesta se găsește în formă de capsule sau în formă injectabilă și ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge și la îmbunătățirea controlului glicemic, iar rezultatele sunt de-a dreptul remarcabile, mai ales când se folosește împreună cu exercițiu fizic, chiar dacă exercițiul fizic este moderat. Semaglutida a fost aprobată în Statele Unite și ca tratament pentru slăbire. Foarte multe persoane o folosesc în prezent pentru a slăbi, pentru a da jos kilogramele în plus. Se găsește sub diferite nume și branduri ca Ozempic, Rybelsus sau Wegovy și această semaglutidă reduce rata eliberării de glucagon, hormonul ce crește nivelul de zahăr din sânge. Tot această semaglutidă crește cantitatea de insulină eliberată de pancreas după mese, reduce considerabil apetitul alimentar și încetinește tranzitul alimentelor, ajutând la un control mai bun al nivelului de zahăr din sânge, printr-o absorție mult mai lentă. Acest medicament modern sună puțin a leac magic, pentru că nu doar îmbunătățește controlul glicemic, ci și reduce semnificativ nivelul de HbA1c, A1c,
dar are și beneficii cardiovasculare impresionante, reducând riscul de evenimente cardiovasculare precum infarctul miocardic sau accidentele vasculare, care sunt predominante la persoanele cu diabet de tip 2 și boli de inimă. Este important să monitorizăm constant nivelul de zahăr din sânge și să ajustăm dieta și stilul de viață în funcție de nevoile noastre individuale. Colaborarea cu un profesionist în domeniul sănătății este esențială pentru a urmări progresul și pentru a asigura o gestionare sigură și eficientă a diabetului. Mă bucur că în prezent putem să beneficiem de numeroase studii și cercetări medicale care au dovedit în repetate rânduri că diabetul de tip 2 poate fi reversat și schimbările simple și eficiente în dietă și în stilul de viață pot aduce îmbunătățiri semnificative. Implementarea unei diete ketogenice, a postului intermitent și a exercițiilor fizice regulate pot contribui la un control mult mai bun al zahărului din sânge și la o sănătate generală îmbunătățită. Acum că am ajuns la final, dragii mei, vă cer ca de fiecare dată să dați un like în semn de apreciere și să distribuiți acest video pe social media și la alte persoane și în acest fel aceste informații să ajungă la cât mai mulți oameni care au diabet. De asemenea, vă invit să vă abonați chiar acum în cazul în care nu sunteți încă abonați, iar până data viitoare, toate cele bune, multă sănătate sub protecția bunului Dumnezeu. Pe curând!